Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Veghe. Sunt Adrian Sturza și împreună cu inestimabila mea colegă Nicoleta Savin o să încercăm să vedem care sunt știrile zilei și ale perioadei care se întâmplă în momentul ăsta. Păi, mare lucru de marți până astăzi n-a fost, ar zice unii, dar de fapt s-au întâmplat foarte multe lucruri, numai că nu se mai spune și nu se mai scrie despre ele. E așa... Domnul Ciolacu, precum domnul Dragnea, a reușit să amuțească presa. Cu bani. Cu bani, bineînțeles. Presa nu se lasă amuțită degeaba, pentru că presa are niște patronate. Și acele patronate, tac, dacă trebuie. Dacă sunt bine unse. Dacă nu, vorbesc. Acum tac. Tac asurzitor. Pe foarte multe subiecte. Sunt câteva zeci de milioane de euro pentru presă. Mai mult decât în toți ceilalți ani, banii sunt din subvenții acordate de stat partidelor și partidele, de fapt, îi alocă pentru propagandă. Și nu știu cât e de ok să sacrifici democrația de dragul unei păci, ca să zic așa. Da, așa visa domnul Iliescu, știi? Prima jumătate a anului trecut, subvenția de la bugetul de stat pentru partide, în valoare de 25 de milioane de euro aproape. Primii beneficiari, bineînțeles că sunt reprezentați în Parlament mai zdravăn, PSD și liberali. Păi sumele se alocă în funcție de numărul parlamentarilor. Normal. Și normal să aibă bani mai mult. Bine, nu e normal deloc, că până la urmă ai zice, doamne, ești partid, da, ai o bază electorală, strânge bani, fă ce vrei cu ei. Și nici măcar acolo nu cred că ar trebui să ai tupeu să plătești presa pur și simplu pe față. Deci ar trebui, lucrurile astea ar trebui sancționate de piață. Electorat, da. Dar nu se întâmplă în România așa ceva și atunci, dacă dânsii au observat că românii nu, în România nu se întâmplă mai nimic, au zis, ba, ok, înseamnă că le place. Problema alocațiilor bugetare, că la început nu existau bani de la buget pentru partide. Normal. Problema alocațiilor bugetare pentru diversele componente ale Parlamentului s-a luat ca tocmai să le ferească de tentația de a intra în cârdășie cu firmele și a legifera pentru ele și a le proteja ulterior, deci pentru oprirea corupției, care avea atunci, n-avea picioare de lut, nu că acum ar avea, numai că acum cine Dumnezeu mai vorbește de corupție. Laura Codruța Căveșie la Bruxelles, iar parchetul pare că doarme, mai ales de neau. Iar sub zodia lui Mihaela Moraru Iorga, tocmai numită în fruntea Direcției Anticorupție din DNA. Ai văzut? Da, prietena mea, Mihaela Moraru Iorga, în ciuda avizului negativ al CSM-ului, și CSM-ul m-a surprins plăcut că i-a dat un aviz negativ. Te și speri. Da. În ciuda acelui aviz negativ, doamna Gorghiu a propus-o și tocmai în această seară președintele Iohannis a semnat. Nu știu, n-o o să spun ca primarul, dar a semnat. A semnat și pentru ea, Mihaela Moraru Iorga, și pentru Iulian Remus Popa, primul în funcție de conducere la DNA și cel de-al doilea la parchetul general. Nu știu, e băiat cu minte ăsta, semnează, nu e niciun scandal, nu există, nu se întâmplă. În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. În timpul serviciului meu, tovarășul Gradu, am nevoie de PSD. În timpul serviciului meu, eu, Claus Iohannis, care numai serviciu n-am făcut, că m-am dus, m-am plimbat, m-am întors, m-am iubit cu Voiculescu și am făcut și câte alte lucruri, trebuie să am o relație bună cu PSD-ul, pentru că eu totuși visez la o funcție europeană. N-a ieșit cu NATO, poate că iese cu Consiliul European, dacă nu iese cu Consiliul European, poate că iese cu altceva, dar îmi trebuie și mie o funcție, nu vreau să ies la pensie. Sunt tânăr, sunt o speranță a politicii europene, nu? Așa, și cine trebuie să mă voteze? Nu trebuie să fiu propus din țară, nu trebuie să lucreze externele pentru mine, nu trebuie negocieri? Iar PSD-ul abia așteaptă să-i spună, nici asta nu ți-a ieșit. Dacă ar fi să-i dăm dreptate sau crezare lui Dan Tapalagă, are un editorial pe tema asta, el spune că PSD-ul este cel care a răspândit știrea acum că s-ar duce Claus Iohannis de la 1 iulie la Consiliul European, știind că șansele sunt totuși mici, tocmai ca să îl pună, să aibă ce-i reproșa, să-i spună, uite, și pe asta era ratat-o. Lau, adică. Ceea ce lui domnul Ciolacu i-ar prinde foarte bine.
Zâmbește Sturza, o pregătește, o pune acum. O citeam că înainte de subiectul ăsta cu Klaus Iohannis, pe care l-ai început tu, era povestea cu presa românească, cea care nu e susținută decât de partide. Tu ai avea încredere să citești ceva sponsorizat de PSD? Ca cititor. Nu am încredere, că problema e următoarea. Foarte puține publicații la materialele în cauză spun material susținut de. Nu e vorba PSD. De material. Sau, nici măcar nu e vorba de material aici, da? Uite, să spunem că eu sunt PSD-ul și tu ești un ziar. Și eu zic, bă, uite, vreau și eu să... Și tu ești Digi. A, da. Și eu zic, bă, uite, hai că avem niște... facem un contract. Da? Frumos, contract. Și avem niște materiale și voi le marcați cu advertoriare, faceți voi ce știți acolo, da? La Digi. Și vă dăm $1,000,000, să zicem. Sumele sunt total scoase din noastră. No, aleatoriu. Da, și nu e vorba de Digi, dar e vorba de oricine vreți noastră. Și tu zici, și eu spun, uite, îți dăm ție un purcoi de bani și tu ne publici 40, dar nu știu, 20, 40, nu contează, câteva. Dar așa se fac contractele de ani de zile între partide și publicații. Exact așa se fac. Tu ai încredere că pe banii ăia nu există niciun bias editorial? Ai încredere că ea pun niște articole acolo și primesc tonă de bani și în rest articolele sunt, nu se îi rup în bucăți în rest. Ai încredere? Nu, eu n-am niciun fel de încredere. Cum să am încredere? Dar eu, primul meu răspuns se referea la public. Publicul n-are de unde să știe că e advertorial, că e publicitate dacă nu se notează. Foarte puține publicații recunosc când publică un advertorial sau un material publicitar. Dar foarte multe articole sunt scrise la comandă și chiar de către publicații serioase. Sunt campaniile de presă, de obicei. În România au dispărut campaniile inițiative ale jurnaliștilor. Era pe vremuri bun obicei să le facem noi agenda politicienilor. Acum jurnaliștii mănâncă, sau organele de presă, ca să fiu răutăcioasă, mănâncă din palma puterii. Scriu despre ce le dictează puterea. Dar știi de ce mănâncă din palma puterii? Da. Că n-au de unde de altundeva. Da, e adevărat. Dar pe de altă parte, noi de ce murim de foame și nu mâncăm din palma puterii? Pentru că ne încăpățânăm. Aha. Nu, dar e de ce o încăpățânare. La mine, cel puțin la mine, e o încăpățânare. Nu, dar ei de ce nu pot să fie așa? Că eu am trăit toată viața modest și o să am o bătrânețe și mai modestă. Mă, nu, eu nu sunt adeptul... De ce? Adeptul întrebării astea. Adică nu cred că... Nu, eu sunt adeptul că atâta timp cât unii pot, ar trebui să poată toți, pentru că și noi, ca și medici, avem un jurământ. Când ai venit pe meseria asta, se presupune că ți-o faci. Nu că taci și închizi ochii, pentru că are patronatul nu știu ce partipriuri cu nu știu care partid. Eu nu văd lucrurile așa. Nu poți să ceri, poți să dai un exemplu personal, să ai tu un ideal de care să te ții tu cum poți. Că, până la urmă, dar nu sunt numai eu, mai sunt jurnaliști. Nu vorbesc de tine, ci în general. De ce există și oameni care pot, care își fac meseria onest? Fiecare, eu cred că își trăiește viața cum poate. Da. La sfârșit, tragem bara și adunăm babele sau lipsa lor. Da, eu nu cred că e cu heirupuri de astea bumbești livezeni, că haideți tot să nu tot. Ați pus boticul la lapte nu și... Nu e cu heirupuri de genul ăsta. Ceea ce e supărător e că ăștia pun botul la toate porcările și toate bomboanele. Te-ai urcat în mașina partidului? Da, ok. Ești al lor, da? Nu mai are importanță, te-ai dus, ai mâncat friptură de la restaurantul PSD? Da, ok, ești al lor. Că ai mâncat un cartof prăjit și oricum nu ți-a plăcut sau că ai băgat mâna până la cot, ești al lor. E vechea poveste. Că te vinzi pe 100 de euro sau pe 1,000,000 de euro... Ai stabilit că ești curvă. Se cheamă... Că prețul e cu tot o altă poveste. Exact. Bun. Dar acum, ce mă deranjează pe mine este că se face, se vând, dar sunt virgine. Da, prostituatele în România întotdeauna sunt virgine. Nu știu dacă știi, e singura țară din lume unde se întâmplă asta. Ipocrizia asta te omoară. Zici, doamne, până la urmă am luat de la aia și uite, atâta pot. Mă, lipsește căința, e ca la infractori. Lipsește căința? Da, lipsește căința. Pe bune. Nu lipsește adică căința. O țară care spune că e creștin-ortodoxă, nu? Așa zicem noi despre România. Și așa se declară la toate recensămintele. Sunt creștini ortodoxi. Unde? Ai văzut tu vreun infractor care să recunoască că el a furat, a mințit, a omorât? Mai sunt. Eu mai n-am sunt. Văzut. Ai văzut știrea despre
un popă care a lovit pe cineva cu mașina, s-a urcat în mașină și a plecat. A, da, a fugit, știu, am văzut. Incredibil. Da. Știi ce, știi ce e supărător la creștinismul ăsta românesc? Sunt o grămadă de oameni care se duc la biserică în mod activ, deci nu sunt ocazionali. Mm-hmm. Mint! Ca niște scrumpși! Da, mint, mint! Nu știu cum poți să minți. Te duci la minci la biserică, mă minți pe mine, dar nu, nu mă minți pe mine, nu îl minți pe ăla de la Recorder, îl de la Recorder, pe fetele alea minunate, da. Alea, soții de preoți, ce erau ele acolo. Da. Ziceai că-s date jos din icoane, ziceai că sunt îmbujorate, cu bazmale, legate frumos, cu fustiță, cu toate alea. Vorbeau așa de elegant și de frumos. Până când începeau să mintă ca mistreții, frate. Și te uiți la ele și zici, de ce mai sunteți așa frumoase dacă mințiți ca viperele? Ce se întâmplă? A tăcut o perioadă, știi, după gafa cu biserica, când a... CTP-ul întotdeauna o ia razna. Da, a luat o razna atunci, dar... Sau nu întotdeauna, din când în când depășește, sare orice fel de bun simț. Și... Dar astăzi are un text pe Facebook de bun simț. A zis, domnule, am tăcut până acum pe ferma dacilor. Dar nu mai pot să rad când văd pe ăsta că vrea acasă, că e nevinovat. Adică au murit 8 oameni și tu susții în continuare, n-ai nicio vină în coșmelia aia, că era o petrecere privată. Era seara aia o petrecere privată, că cu o seară înainte sau o seară după, cu oaspeți care nu erau ai lui, simpli turiști, se putea întâmpla același lucru. Dar CTP-ul spune asta, cât trebuie să fii de rău să nu regreți nimic când din fiul tău a rămas un pantof? Și când tu ar trebui să nu-ți mai pese de închisoare și de oprobiu public și să te rogi la Dumnezeu să te ierte că ai făcut un așezământ care a fost în stare să facă și din fiul tău o torță, să rămână un pantof. Nu mai al lui. Și tu să pui problema acolo. Că vrei acasă. Sunt alți copii acolo. Alți 7 care nu sunt ai lui, dar și al lui a fost acolo. Zici, mă, pe al tău, bun, poți să-l plângi tu, sau, dar ai altora că tu, ca părinte, te duci și încredințezi copiii ăia. Adrian, este emblematic pentru România să nu regreți nimic și să nu-ți ceri iertare. Te duci acolo, copiii ăia n-au fost în avion acolo, i-a dus cineva, i-a lăsat cu mașina în grija cuiva, că sunt copii, nu poți să-i lași pe câmp. Du-te, mă, că vă și tu te îmbeți și pleci, așa, o iei în pădure. Da? Sunt copii. Deci ei au fost lăsați undeva în grija cuiva. Între 11 și 21 de ani. Ok? Copil de 11 ani, bun, nu sunt chiar ca ăia, să bagă mâna în priză, dar fac prostii mai mari dacă nu ieși pe lângă ei, cât de cât. Caracteristica fundamentală a celor bolnavi de boala secolului, care e narcisismul. Da. Caracteristica lor fundamentală este că nu poți să-i faci să-și asume responsabilitatea pentru nimic. Exact. Deci, zero. Dar nu e doar narcisism, e o formă și de psihopatie acolo. Când îți pasă decât de tine. De oricum, dacă te uiți la discursurile băiatului, ceva nu e, ceva, e o tulburare pe undeva, ceva. Și nu vreau să-ți scot nebun. Nu cred că e. Să fie foarte clar. Nu e, toți avocații îl sfătuiesc într-un fel sau altul, ca și la Cherecheș. Dar există infractor să nu și pus avocații să spună toate năzbâtiile de pe cer și să le aprobe. Îmi pare rău, de la căderea Bastiliei încoace, căderea Bastiliei care a fost făcută, știi că și acolo e un mit, poate o să-l vorbim odată, că de fapt... Dacă știu ce s-a întâmplat de fapt la 1780. E ca în marșul cel lung al lui Mao. De fapt nu s-a întâmplat așa, ci Mao doar fugea să nu dea japonezii peste el. Uh-huh. Da, era tot, dar l-au transformat-o că așa e, presa contează, știi? Contează, de spinării contează. Nu, știi că e, acolo e altceva, învingătorul scrie istoria. În cazul lui Mao, nu că, dar avea observatori. Și ce îi pasă? Știi? Adică ai zice, cine e învingătorul? Că, mă rog, altă poveste. Toți dictatorii au observatori. De la căderea Bastiliei încoace, noi... societatea, pe oriunde e ea, manifestă o grijă nemaipomenit de mare pentru infractori și criminali. Nu pentru ceilalți, ăștia. Care... Deci victimele, dacă se poate să mai fie pognite încă o dată, e ușor. Nicio problemă. Și dacă trebuie să-l scoți basma curată pe infractor, te iei încă o dată de victimă. E un fir roșu care deci deja sunt 100 și ceva de ani.
din ce în ce mai rău. Doamna Mihaela Moraru Iorga după aia a spus că nu pot să o iert. După aia a spus că e de vină instanța inferioară și că dumneai doar a supervizat. Da, bun, ai supervizat, dar n-ai citit. Stai. Nu în cazul meu. Doamna, acum îți spun ce a făcut, apropo, doamna Mihaela Moraru Iorga. A supervizat exonerarea de răspundere a unui tip care a violat o copilă și, și instanța inferioară spusese că copila l-a provocat pe... A provocat, probabil, cine știe cum a zâmbit. Copil având 13 ani și l-a provocat, a zâmbit la el sau cine știe. S-a uitat așa șăgalnic, știi? Să spunem că instanța de acolo locală, curtea de apel locală a gândit așa, dar tu la, în alta curte când ajungi... La un copil de 13 ani? Da. Supervizezi povestea și îl lași pe acela în libertate și după aia sari în gâtul jurnaliștilor care au scris despre asta, spună nu, eu n-am făcut decât să visez. Serios? Mm-hmm. Și ai semnat ca primarul? N-ai văzut ce semnez? E foarte grav cu oameni care... Deci eu aș vrea să o întreb pe ministra justiției. Doamna Gorghiu? Da, doamna Gorghiu, cum mă poate privi în ochi și îmi spune că o numește unde o numește la DNA pe Mihaela Moraru Iorga, în condițiile în care Mihaela Moraru Iorga a cerut o dată și încă o dată prelungirea și a obținut de la judecători de instrucție ascultarea mea acasă pe corespondență și pe traseu, deci urmăria totală. În cazul Microsoft, să-mi explice și mie ce treabă am eu cu cazul Microsoft, că nu pot să pricep. Ai, știi tu de ce? Cum adică știu eu de ce? Păi nu, că după aia au recunoscut ei că n-au găsit nimic, dar nu și-au cerut scuze atunci, că legea zice așa, să presupunem că te-am suspectat eronat și te-am ascultat și te-am înregistrat și am văzut că n-am găsit nimic, trebuie la finele urmării să te anunț, să-ți spun, cetățene, ai fost urmărit, nu s-a verificat nimic dintre suspiciuni, vino încoace să vezi despre ce e vorba, am anunți. După 4-5 ani când cu ocazia unei scurgeri de presă, nu pentru că ai fi vrut tu să mă anunți, ai fi fost bine intenționat. Și această ființă, care n-a făcut numai cu mine lucrul ăsta, sunt convinsă, e numită în funcția cheie a parchetului de anticorupție. Doar Voineac, șeful, e peste ea. Atât. Dar partea de anticorupție, ea o va conduce. Ea fiind un om care mie mi-a demonstrat că e corupt și să vină Iorga și să zică că nu e așa. Probabil că o să ne judecăm până la calendele grecești și probabil că măcar la Consiliul Europei o să-mi găsesc dreptatea. Dar ea n-are ce căuta într-o funcție ca asta. Iar doamna ministru n-are cum să justifice numirea ei pentru că nu e singura dandana pe care am sesizat-o. Doar eu. Sunt, Ioana Ene Dogeoiu. Relatează cazul fetiței din adoptate în Canada. Da. Căreia i-a reținut ilegal pașaportul. S-a băgat aiurea pe acel dosar, statul român acolo a plătit o despăgubire serioasă. Pentru că a greșit Mihaela Moraru Iorga. Aici e vechea problemă, dacă ei ar plăti din buzunare. Nu neapărat din buzunare, dar să fie cumva sancționați. Dacă avea frică de ceva, bani nu plătesc, sancțiuni nu au, inspecția judiciară se ia de cei care fac treabă, nu de cei care greșesc. Nu. Stai un pic să înțelegem. Oamenii ăștia își votează ce vor ei. Pentru că țara asta e condusă de crimă organizată, pare rău, dar toată lumea știe, deja, cred, dacă nu dormiți pe dumneavoastră, și crima organizată are nevoie de judecători. Cum să cade. Și de procuror, da? Cum să cade. Perfect. Punct. Deci oamenii ăștia sunt semizeii acestei găleți de noroi, numită țara noastră. Semizei, da? Pentru că vrând nevrând ajungi pe acolo ca politician. Nu știi când semnezi. Și cine știe ce ți se mai întâmplă. Mai dă, da, acum nu, că acum e un pax. E pax iohanian asta, că ăsta a făcut praf toată șandrama. Pe mâna lui s-a dus totul de repu. Ăsta e adevărul. L-au înjurat pe Băsescu, dar ăsta a băgat România în ciment. În sfârșit. Da. O vedea. Mai stăm de vorbă. Totuși că tu zici că are ambiții mari și vrea o funcție europeană. Eu cred că nu se convins că o să o primească. La câte a făcut? A făcut din punctul nostru de vedere. Pune-te în situația unei Europe care are o posibilitate
absolut halucinantă pentru toată Europa, că nu ar fi blocată, dacă de la 1 iulie, în lipsa unui om votat în unanimitate, că unanimitate nu va primi nimeni, trebuie să preia cineva funcția. Și conform cutumei, ea va fi preluată de cel cu membru Consiliului European cu cea mai mare vechime. Doi au cea mai mare vechime. Orban, Victor și Klaus Iohannis. Și ca să nu fie votat pe principiu rău cel mai mic pentru Europa, decât să-l voteze pe Victor Orban, atunci preferă să-l propuseze și să-l voteze pe Klaus Iohannis. Dar ar putea să o am. Dar nu, stai puțin, că mai sunt și oameni care nu-l vor pe Iohannis. Varianta scrisă în două zile la rând de Financial Times, cu editorial odată și știri odată, este că Mario Draghi, care s-a dus puțin la pensie după ce a fost premier al Italiei din cauza că a căzut guvernul, a plecat și a avut un mandat scurt și a fost președinte al Băncii Centrale Europene, se încălzește pentru șefia Consiliului European, toți fiind conștienți că odată și așa de la 1 iulie Ungaria preia și șefia Comisiei Europene. Da. Și dacă mai preia și șefia Consiliului European, chiar că a blocat Europa. Deci este o problemă asta indiscutabil. Dar nu e singura opțiune pentru Ursula von der Leyen, pentru că atâta timp cât fac o derogare de la cutumă pentru Draghi, pot să o facă și pentru altcineva. Și atunci eu sunt convinsă că în ecuația asta vor mai dori niște oameni să intre în pâine, în funcție. E plin de derogări de la cutumă la băieții ăștia în ultima perioadă. Da, inclusiv Madame von der Leyen e o derogare de la cutumă, dacă mi-am zis aminte că... Eu îți spun că nu are șanse pe câte și-ar dori. Dar e adevărat, a certificat astăzi și Ciolacu, diplomația noastră se zbate pentru asta. Să obțină funcția. Măcar de a-mi face ceva cu ea. Știi ce o să se întâmple? O să avanseze toate lucrurile astea. Ai zice, măi, avem și noi o șansă. România are și o șansă. Nu. România nu are nicio șansă. Este o funcție foarte importantă, depinde de omul care o ocupă. Își vor negocia mai departe coteriile. Și își vor negocia, cum au făcut cu MCV-ul, furăciunea, știi? Toată hoția asta, aia se va întâmpla. O să se aștearnă și mai rău peste România. Pentru că asta fac. Șantajează Europa, de când s-au inventat pe acolo. Asta e, la noi nu ajunge nimic bun. De ce? Pentru că nu știm să votăm și nu înțelegem ce se întâmplă. Asta e. Mai o știre minunată din partea partidului AUR și te trec și cu furelile, practic. Știi cine e Sergiu Mihalcea? Da. Sergiu Mihalcea. Da. Propagandistul numărul... Acum vreo 3 ani, 2 ani, nu mai știu că trece repede. El e foarte bun prieten, printre altele, cu prietenul tău, acum 3 ani, Dan, cum îl cheamă? Nu știu. Gelu Voica în Voiculescu. Acum 3 ani, tocmai organizase de revoluție o întâlnire. Da. Invitația tineri liceeni, parcă, da? Și ne-a explicat nouă și la întâlnire despre Revoluție, să ne povestească ceva cum a fost de fapt, să ne lămurească pe puștii ăștia, da? Și l-a chemat pe Gelu Voican. Și cheamă pe Gelu Voican, băgat în... Prietenul acuzat de tot felul de măgării, da? Ăsta? Omul ăsta s-a înscris acum în AUR. Și el s-a înscris în AUR? S-a înscris în AUR. Ce tare. Da? Nu numai că s-a înscris în AUR și stă să nu cazi după scaun. Nu cad. Stau bine. Unii susțin gurile rele. Deci dacă uitați pe materialele făcute de omul ăsta, sunt... Ajungi să-l numești pe Călin Georgescu cu adevărat salvatorul României față de Sergiu Mihalcea. De materialele lui Mihalcea sunt de noaptea minții. Te zbârlești. Și nu de ieri de astăzi, că face clipuri, face o mulțime de chestii. Și lumea zice că s-ar putea lansa cu pretenții de ministru de externe al României. Cine, Sergiu Mihalcea? Da. Bine, vreau să-ți spun că fiecare partid care vine presupune că ar avea în tolbă toți miniștrii de care e nevoie.
Deci trebuie să fie un om pentru externe, un om pentru interne, un om pentru... Eu cred că sper să-l pună pe Claudiu. Cum ar fi justiția condusă de Piperea, Gheorghe Piperea, din partea lui. Ar fi calma, de ce? Da? Oh. Ia gândește-te, ți-ar fi bine, nu? Ar fi o justiție... De fapt, da, doamna Lia Savonea cred că s-ar înțelege foarte bine cu domnul Piperea. Apropo, da. E o țară în care se respectă oamenii și se răsplătește valoarea. Tudorel Toader, ți-l amintești? Da. Este propus și va lua titlul de doctor honoris causa al cărei universități, crezi? Nu știu. Al... Cantemir. ASE București. Da? Academia de Studii Economice, altă treabă n-are și ea zice că se respectă, decât să-l premieze pe domnul Toader. Da? Asta e țara. Sergiu Mihalcea, din articol din vară, intelectualii trădătorii României. Știu. Stai. La cum arată educația, zice domnul Mihalcea, Aldepleșu, Liceanu, Boia și toată șleachta lor de oportuniști și îmbuibați până la vârful Academiei Române, să iadă pop. Nu Alistar pare. Nu e îmbuibat. Și... Ar trebui să intre în pământ de rușine. Înțelegi? Uh-huh. Unde ai găsit-o cu Sergiu Mihalcea? Că eu n-am prins-o până acum. În aur? Da. Ba da, am găsit-o. Era, nu știu, plutea pe undeva. Am găsit-o într-un ziar din Iași. Să-ți trimit link-ul dacă îl mai găsesc. Da, deci ăsta este. Da? Și zice așa că toată liota de așa, zis și intelectual de prima pagină și scriitor bolnav psihic, a devenit furnizoare de show semidoct pentru poporul incult care îi apreciază în conferințe show cu empatie de YouTube. Războiul ideologic, zice Mihalcea, a prins roade cu totala lor indiferență și îmbuibare și trădare, la fel ca în 47. Știi ce face? Întoarce pe dos. Da, e vechea povestea. Întoarce pe dos și ceea ce fac băieții ăștia... Și acuză adversarii de ceea ce fac ei. El asta face. Narcisism. Da. Mihalcea asta face. Fie clar asta... Și nu de acum, de ani de zile. E un subiect foarte larg și îl găsești tone de materiale pe YouTube și pe oriunde. E o boală. Știi? Și boala asta apare, e un spectru întreg. Apare în momentul în care persoanele se transformă în găuri negre. Roase de minciună și de răutate. Știi? Și de venin. Aia este. Asta se întâmplă. Și în cazurile foarte ciudate ajung să saboteze pe toată lumea în jur și să o trăvească. Ajung ceea ce eu numesc ieduții. Apropo de asta, măi, aud că Năstase se pregătește de o lansare fulminantă la Constanța. Da, ia zi. Nu știu, chiar acum am adus aminte, stai că îmi pregătisem un link. E, până găsești tu link-ul, să spun eu oamenilor despre ce e vorba, vestita academie a oamenilor... Care nu e o academie. Care nu e academie, e o pseudo-academie, adică așa e în România, că pușezi orice. Și pe lângă Academia Română, unde nu încăpeau toți, s-a mai făcut o Academie a Oamenilor de Știință, o fantomă, care se conține pe toți, pe toate disciplinele, nu? Ce Dumnezeu. Trebuie să-l avem și pe domnul. Băi, știi ce? M-am gândit să mă înscriu și eu. Așa, și acolo împreună cu Asociația de Prietenie Română-Chineză, aceste două mari organizații progresiste, ca să zic așa, glumesc, lansează cartea intelectualului Năstase, ce doamne iartă-mă, că a uitat că a fost pușcăriabil, că a fost, ca să zic așa, condamnat pentru niște biete, termopane, că dacă justiția se uita serios pe ce trebuia să-l condamne, trebuia să nu mai iasă din pușcărie veșnic. Bine, asta pe legislația americană, că pe asta românească ești din una, două, vii acasă. Nici n-apuci să te învechești. Mai scrii câteva cărți și vii acasă repede. Da. Asta e. Deci... Da. Deci cartea e o masă rotundă numită Importanța geopolitică a zonei Ponto-Danubiene. Nu? Da. Acum întrebarea este ce legătură are cu prefectura Asociația Română de Prietenie cu China?
Mă întreb. Nu știu. Da? Dar între timp să știi că am oblat puțin la CV-ul lui Mihalcea, ca să știm despre ce vorbim. Stai să terminăm cu... Că ieduții ăștia au și ei un... Rost. Nu, o ierarhie. Da. Ce pe cuia mai mare. Și pe vremea lui ăsta, lui Vlad, boierii stăteau în țepe mai înalte. Lui Vlad Țepeș? Da. Normal. Păi cum să folosești la fel același tip de țepe? Proletariatul, lumpenii cu... Mai devreme ai vorbit despre Sergiu Mihalcea și știam că găsesc undeva Sibiu, ca să știți despre cu cine vorbiți. Da. În cadrul evenimentului va fi lansat, zice G4, și volumul Danubii Flumins Pars Infima. Eu nu știu câtă lume știe. De unde atâta, știi? În general asta fac secăturile. Știi? Farisei. E plin de farisei și de oportuniști și de impostori. România asta e până la refuz de impostori. Ceva de nu-ți vine să crezi. Nu e vorba de diplome date în Oradea a medicilor pe bani. Nici de carnete de condus date pe bani. Știi? Carnete permise de conducere. Dom'le, e o impostură de aia care te sufocă. Nimic nu e ce pare. Totul e o gălușcă fără fond, da? Crescută ca o ciupercă din asta scârboasă. Florile răului, cred că se numea. S-ar fi numit. Da? Deci dacă asta e sera florilor răului, dacă mă... Nu vine să cred că te impostură, înțelegi? Uite de la cărți. Ia o carte de-a lui Adrian Stase, dacă te doare ficatul, trebuie să iei cu colebil. Deschide-o să vezi ce ploaie de vorbărie goală acolo și de platitudini. Nu știu dacă ai avut vreodată curiozitatea asta. Sunt niște tomuri întregi, sunt tomuri groase, unde sunt tipărite ce știu ce conferințe găunoase, de unde nu poți să scoți de pe vremea Ceaușescu. De-abia scoți o știre. N-am obiceiul să mă uit, deci n-am văzut nicio carte de-a lui Iliescu, de-a lui Băsescu, de-a lui Năstase, deci nicio carte. Nu vreau să deschid, pentru că știu că acolo găsesc niște lucruri care înseamnă pentru timpul meu prețios pierdere. Deci este un fariseism, nu l-a dus? E împins la extrem. Da, e ceva de... Și toată lumea, și te gândești, se duc pe la... Se mai duceau pe la lansări, în general joi seara, vineri, la târgurile de carte, știi? Mm-hmm. Și vezi pe românași, pseudo-intelectual de ăștia, de administrator de bloc, ceva, da? Care sunt și ei pe acolo. Și se bagă și dau în coate. Domnul Năstase. Se duc acolo și cască gura. Ăștia vorbesc niște platitudine, te ia somnul, da? Ți se așează muștele pe ochi. Efectiv. Și se luau și aplaudă, știi? Și zici, mă, da. Bun. Poate că sunteți proști și nu înțelegeți că ăsta nu vorbește nimic. Dar cu ce vă alegeți după asta? Dacă ei să-i tragi de mână să-i întrebi. Să faci un sondaj o dată. Despre ce a vorbit, mă, ăsta? Ce ați înțeles dumneavoastră din text? Aoleu. Nimic. Vai de mine. De-aia e așa. Noi suntem cel mai propice mediu pentru ăștia. Cine mai e pe acolo? Teodor Meleșcanu. Păi cum, trebuia să-i prezinte cineva cartea, nu? Teodor Meleșcanu? Să ai așa un geniu la... Teodor Meleșcanu? Lansare. Ai nebunit. Teodor Meleșcanu, da? Gribincea, de ăsta nici nu știu. Gribincea, ambasador. A fost în China? Bănuiesc. Probabil că da. Probabil. Probabil sigur. Da? Bun. Și cum, de ce caută China la gurile Dunării? Haide, domnule, ce facem aici? Lămuriți-ne. Dacă n-aș fi aflat în ultim moment, și anume, cred că azi, cred că tu mai ai dat știrea asta. Da. Eu ți-am trimis-o, că m-a minunat. M-aș fi dus. Da, așa, la short notice. La Constanța. La short notice nu mă duc. M-aș fi dus, domne. Ai făcut cu mașină cu camera mea. Să mă duc să întreb și eu pe oamenii de la eveniment. Mă, ce... Voi ați dormit sau a stat treci? Ia, îi cunoașteți cinstit. În sfârșit. Ăștia sunt oamenii. N-ai ce să faci. Bun. G4 se ia urât de ei. Îmi pare rău că se ia de această... acest think tank al României, Asociația Oamenilor de Știință, și zice clar că de fapt este un fel de ONG reșapat, da, un flacupo, un ONG care se cheamă, bun, cum se cheamă? Reșapat,
Asociația Oamenilor de Știință. Guvernul a alocat... Asociația Narcisiștilor din România. Alor a rămas afară din Academie. Ăștia sunt fripturiști, nu știu dacă... Nu, a rămas afară din Academie și nu pot trăi fără să fie academic. Pune un salam, ceva, o franzelă acolo, da? Așa e, ca tine. Da? Doar în decembrie 2023, pe fondul tăierilor bugetare, zice G4, guvernul a alocat 2 milioane de lei din fondul de rezervă. Mult. Murea lumea, domnule. Deci te rog să mă înțelegi, ăștia sunt oameni de știință și tu îi lași așa, în cădere. Ei, dacă tu nu îi lași în cădere, se apucă și studiază, fac știință. Da? Da. Nu ca tine care stai pe toată ziua. Stomacul gol nu poți să faci știință și atunci hai să mănânci. 2 milioane de lei, din care 800 și ceva de mii, ceva așa. Bani de țigări, doar pentru indemnizațiile membrilor acestei instituții. Normal. Da? Și, bun. Academia a fost reorganizată prin legea 31 din ianuarie 2007. Spiritul creator trebuie stimulat. For Național de Consacrare Științifică. Invidiosule. Ce înseamnă asta? Nu știu. Noi doi avem un For Național de Consacrare Mediatic aici, noi doi? Ai? Eu cred că l-avem, noi doi. Da, noi dacă băgăm și laptopurile astea. Da, facem un fond cu praful. Le-am găsit pe jos. Le luăm, praful, că nu? Sunt bune, da. E bine. Da, For Național. Instituție de interes public, da? Care reunește personalități ale științei reprezentative. Da? Fondată de Ecaterina Andronescu. Da? O cunoaștem, de tristă amintire. Corect. Da. Asta e. Ăștia suntem. Mă las să vă spun cine e Mihalcea. 250 de membri poate titulari. Nu știți. Toți plătiți din bugetul de stat. Să trăiți România mare, să trăiască. Toți. Academicieni. Dar Mihalcea nu înjură pe ăștia, înjură normal. Da? Bun. Păi hai să vedem cine e Mihalcea. Hai. În primul rând, eu jur cu mâna pe inimă că îmi fac autocritica. Nu stau pe calea victoriei numărul 1-5. Nu stau. Unde da, stă? N-ai vrut. Unde stă? Pe normal. Unde stă domnul Mihalcea? Deci, calea victoriei numărul 1-5. Nu, da. Acum te iei de... Îmi pare rău, nu? Te iei acum, ce o să te iei și de faptul că poartă ochelari? Nu, o să mai iau de faptul că în 1995 până în 1999 a fost elev la liceu din Bușteni. Și în 1999 unde crezi că a aterizat așa ca proaspăt absolvent de liceu? Nu știu. Reporter la Antena 1. La domnul profesor Voiculescu. Timp în care a început facultatea de jurnalism la Spiru Haret. Unde în altă parte, da? Facultatea de filosofie și jurnalism la Spiru Haret, pe care o absolv în 2003 cu teza de licență Ontologia la Constantin Noica. Să cad din picioare. Da, da, se pricepe. Coordonator profesorul dr. Gheorghe Cazan. Din 2003 până în 2005 s-a dus puțin la realitatea, unde a fost șef secție de cultură. S-a îmbibat de atâta cultură de la Spiru Haret, nici nu poți să mai duci și trebuie să dai și la alții. Surplusul. Stai un pic. Da. Bun, zi mai departe. Așa. Din 2003 până în 2005, da? Din 2005 până în 2007, aici a scris din 2027, nu contează, a greșit, la Prima TV, Realizator TV. Da? Că și acolo e tot... băieții cu mulți epoleți și acolo. Stai un pic cu epoleții ăștia, că mie nu-mi place să arunci cu noroi în oameni ăștia așa. Da, dar cu noroi, vai... 2017, pe Universitatea Națională de Apărare Carol I. Ajungem acolo. Colegiul Național de Apărare. Ai 2017, vorbeam de 2007. Tu știi că și e plin și pe la TVR, dacă iei să-i scuturi. Sunt ăștia cu doctorate sau cursuri pe la Universitatea Națională de Apărare. Stai, ajungem acolo și la asta, să termin cu el. Și spun eu că de tot se duc acolo cu un gheșeft. Deci din 2005 până în 2007 la Prima și din 2007 până în prezent n-a avut televiziune și a făcut propria televiziune, Evo TV. Da, mă rog, omul e liber. Da, videojurnalism online și dacă îl vezi acolo te spari. Dar ce-a mai făcut școală, că nu putea să rămână doar cu Spiru Haret. Deci în 2017 de data asta, Universitatea Națională de Apărare Carol Davila, Colegiul Național de Apărare, curs post-universitar pe care îl fac toți băieții care trebuie propulsați în politică. Ori pe cel de la SRI, ori pe cel de la Universitatea de Apărare. N-ai să găsești un om între liderii politici de astăzi, miniștri, secretari de stat, ce vrei tu, să n-aibă acest curs de post-universitar. Nu, că mai au școala lui Gabriel Oprea. Da,
Da, păi ăsta de la, ăla de dincolo de la SRI este și Ministerul de Interne condus de Gabriel Oprea. Mă, nu, dar oamenii trebuie instruiți, nu? Așa. Nu să pui proști la cârma țării astea. Nu, trebuie să-i treci întâi pe acolo printr-un curs post-universitar. Să-i speli pe creier. Nu știu ce fac ei acolo, dar le nu mai contează. Reduc IQ-ul, ce să fac? 2016 și 2017, în paralel, că deci a făcut două cursuri post-universitare, pardon, în același timp. S-a suprapus 2017 cu cel masterul făcut la Universitatea de București, Facultatea de Filosofie, adică intră în lumea bună, cu masterul Istoria și Circulația Ideilor Filosofice. Da? Și din 2017 până în prezent, ambiția e cât casa, s-a înscris la doctorat la Universitatea București, Facultatea de Filosofie, și este doctorand la Nelu Bănșoiu cu teza Omul în epoca celei de-a doua oralități. M-a pierdut. Și se vrea ministru de externe. Nu știu, poate că îl pun cu forța. Nu știu. Habar n-am dacă îl pun cu forța, dar dacă te uiți pe filmele lui și pe emisiunile lui la Evo TV, eu nu am văzut în România nicio producție, niciun post cu producție TV atât de nocivă, nici măcar cele consacrate. Mi-mi plac astea de la România TV. România TV e parfum de tei față de ce vezi la bunul ăsta. Pătucă. Mă, nu știu, eu îți spun că Evo TV, ăștia de la Gândul m-au ajuns ceva de speriat. Îl aveau pe Ponta azi într-o știre, Ponta plângându-se că domne, am fost exonerat, știi că i-au dat pe rovinari, fapta nu există și lui și Lușova. Da. Nu? Corect. Se înțelegeau între ei cu contracte scrise pe genunchi și da, fapta nu există, știi? Și contracte serioase. Și de ce crezi că se tânguia Ponta, Victor Viorel? Se tânguia că România au trebuit să plătească pe procesul ăla un milion de euro, parcă? Mă, dacă stăm să ne tânguim, spune-ne cum a fost cu aia, 600 de milioane pe care le-ai dat tu la caz Munai Gaz, de exemplu. Pe un memorandum semnat cu pixul, așa. Un memorandum ca pe hârtia de ziar, ceva. Ne spui? Viorel, ne auzi? Nu cred că se uită la emisiunea asta. Chiar sunt convins că se uită o grămadă de lume la emisiunea asta, dar nu Viorel. Și l-a băgat cineva la pânăie pentru asta? Că ar trebui să îl bagi să nu mai scoți de acolo. Dar mai bine nici nu-l bagi pe timpurile astea, că ori se prescrie fapta, ori nu există, ceva se întâmplă pe parcurs. 600 milioane de euro? Adrian, odată ce se întâmplă ceva și se dă o sentință, după aceea nu mai poți să rejudeca nimic pentru că e autoritatea de lucru judecată. Da, dar vorbim de altceva, nu? Acum, păi nu, vorbim... Fapta nu mai există, s-a dus. Te asigur eu că e prescrisă fapta ca multe alte fapte care s-au prescris în România, că de asta au tras de timp și au mutat dintr-un sertar într-altul dosarele, cât să se prescrie și să iasă ridicând din numeri și plătind tot ei despăgubiri. Apropo, că te-ai uitat lung, că am spus de Prima TV că e cu epoleți mulți. Păi nu se o devină. Acolo era patron domnul Burci, care e și la Adevăr. Băi, și ce? Asta înseamnă că are epoleți? Da, domnul Burci a fost totdeauna într-o combinație super, super, super. N-am crezut niciodată că n-are și să vină să mă contrazică. Băi, să te contrazică pe tine, dar nu pe noi. Păi pe mine, personal, când te-ai luat tu de el? Eu m-am luat de domnul Burci. Haideți să vorbim despre... Da. Partener cu Florian Walter, poate ți amintești cine e Florian Walter, care și-a schimbat și numele ca să pară altceva. Foarte bun prieten cu Dinu Patriciu. Adună golani ăștia la Davos. Aha, da, frumos. Se adună tema acelei de-a 54-a ediții de anul ăsta a Forumului Economic Mondial. Ce crezi că e? Reconstruirea încrederii. Da. Ce golănie ordinară. Ăștia sunt oamenii care la un moment dat publicaseră un film pe site-ul oficial al ONG-ului, să zic așa, că și ăsta e un ONG de familie. Fondator e Klaus Schwab și nevastă sa printre alții, nu știu dacă știi. Da. Fiul dumnealui este șeful Davos Beijing, ca să știm clar pe unde mâncăm. Davos China. Da. Așa. Bun, reconstruirea încrederii. Ăștia publicaseră un filmuleț unde ridicau în slăvi faptul că în pandemia aia care ne-a băgat pe toți în case s-a curățat aerul planetei.
Da, ne arătau cu ce mică e poluare. Îi rodea grija de planetă, mă. Și toată lumea zăcea în case. Case. Ne țineau ca pe sclavi în case. Nici nimeni nu poate să spună de ce, nici în momentul de față. Sunt studii peste studii făcute. Ne-au pus măștile alea ca la, pe cap la proști, borniță. Da? Că n-avea nimeni niciun studiu care să zică, domne, astea de fapt ajută sau nu. Și s-a vedea fi că nu ajută. Și a cerut cineva scuze. Ăștia sunt oamenii care acum vin și spun așa. Să reclădim împreună speranța, Nicoleta. Și încrederea. Nu? Care da. Se clădește o viață, se pierde într-o secundă. Dacă nu ești prost și uiți. Dacă n-ai distonanță cognitivă și amnezie. Poliția au avut. Una peste alta. Da? Ăștia. Ăștia vin și spun, hai să reclădim speranța. Și dau acum număr record de șef de stat. Și întrebarea mea e așa. Și ar putea părea că e o întrebare chiar nesimțită. Dar ce caută șef de stat la o întâlnire a unui ONG economic? Alo? Am fost. Îmi fac și ONG economic, să vezi, vin? Trebuie să te invite, nu te poți duce neinvitat acum. Nu, că ăștia vin ei. Invit, da. Nu ce eu invit. Mi fac eu ONG-ul și invit. Vă rog că am un ONG aici, frumos, da? Simpatic. Bine, e o tușă groasă pe care încerc eu să o... Dar da, știu ce caută șef de stat... La Davos, în fiecare an. La un organism care e un ONG de familie. Să mă explice și mie cineva. Nu o să-ți poate explica nimic. Prezență record. Eu aș putea să am niște, dar nu, că iar începem cu Epstein și ne fluieră lumea. Nu vrem. Dar de ce să te fluieră lumea? Pe ce? L-am pus eu pe Epstein să-i ducă în insula plăcerilor pe toți magnații lumii. Exact, și cum a zis Ricky Gervais, I know, nu? I don't care, he's your friend. I don't care. A scos acum un film, Ricky, cu Armageddon, de o oră. Absolut superb. Vi-l recomand, îl găsiți pe Netflix. O splendoare. Mai am puțin și îl împușcăș pe Ricky, că spărea rău de tot pe... Este momentul să ne unim pentru a căuta soluții comune. Așa cum am reușit, fii atent aici, da? Fii atent aici, cinism. Așa cum a reușit recent în sănătate, soluții comune. Lupta climatică sau până la un punct în economie și comerț. Borge Brende, președinte. Klaus Schwab e executiv. Și fondator. Ei au găsit soluții comune în sănătate, de curând. Dacă vine cineva și îl întreabă, spune-ne și nouă cum care e cu... soluția recent? Spune cum e cu un nou concept care a apărut recent, care se cheamă turbocancere. Nu alea galopante, care erau până acum ceva timp, când te omorau un ceva luni. Galopante. Alea. Astea sunt turbocancere. Nu mai vorbim de morți. Tămar în săptămâni sau ce? Și... Da. Da, păcat. Da? Nu vorbim de succesul ăsta comun, de soluțiile comune pe care le-am găsit. Pentru ce soluții? Că sunt niște soluții, dar... Știi cum e? Ăștia, practic, acum înțelegi, încep să-l înțelegi pe Stalin când zicea că, domne, dispare omul, dispare problema. Știi? Da. Ne pun pe toți în case și se minunează că au înverzit copacii și că aerul mult mai curat. Ne spune și, ceva și noi, asta? Și noi pălim în case. Hello! Înțelegem toți ce spun oamenii ăștia sau ne prefacem că nu vrem să înțelegem că ai o problemă, da? Delegația americană condusă de Anthony Blinken, Știre. Secretar de stat. Cum e asta? No. Mă, ce se întâmplă în Polonia? Apropo de... Sărim de la una la alta, dar m-am... Și Consiliul de Securitate Națională, de tristă amintire, Jake Sullivan. Unul dintre oamenii destul de controversați din America și oricum l-au pus Consiliul de Securitate Națională din burtă, așa, cam ca pe metresele României. Alta e întrebarea mea. Ce se întâmplă, domnule, în Polonia? În Polonia e foarte grav. Deci Duda a anunțat că vrea să facă, da, vrea alegeri anticipate actualul președinte, pentru că doi miniștri refugiați în palatul prezidențial al lui Duda au fost arestați de poliție. Ministrul de interne și secretarul de stat de la interne. Ministrul de interne a intrat în greva foamei. Acolo s-au adunat susținători ai partidului PiS, deci a lui Kaczynski, care reclamă abuzurile lui Tusk. Iar Duda a zis că așa nu se poate, că lucrurile au luat o razna și că are de gând să convoace alegeri anticipate care ar trebui să aibă loc până la sfârșitul lunii ianuarie, adică în 20 de zile de acum încolo. Vezi cum face o țară praf? Eu cred că Putin jubilează. E încântat.
E jubilează, dacă Polonia a ajuns așa. Așa se jubilează. Polonia era stâlpul cârciumii antirusești în Europa Centrală. Adrian, mie îmi pute și altceva. Transportatorii și fermierii forțează intrarea în București, au spart barajul poliției și vor să ajungă la guvern. Domnul George Simion a ajuns în mijlocul manifestanților, care îl huiduiesc din fericire și îi spun lasă-ne protestul în pace. Altfel spus, nu îl confisca. Ce interesant. Ca asta faci de obicei. Știi? Ce interesant. Dar Moda e de afară și aici aș vrea să spun că televiziunile noastre, apropo de servilism, n-au relatat nimic despre problemele de la marșul din Germania, că în toată Europa sunt marșuri ale transportatorilor, dar cel din Germania vizează căderea guvernului. Acolo au sechestrat un ministru, a fost circ și presa română nu spune nimic despre asta. Eu am citit pe Deutsche Welle, singurul loc în care găsești. Da, exact. Pe fondul tăierii subscripțiilor. Da, pe fondul tăierii. Ce s-a întâmplat subvenție? În Olanda după ce au început cu legislația absolut uluitoare în dita mai criză de alimente? Să limiteze folosirea azotului ca îngrășământ. Mm-hmm. Să exproprieze fermieri, să facă tot felul de tâmpenii. Parcă 30% din fermieri au închis. Mm-hmm. Vrem să facem asta și în Germania? Că începe să pută. Adică, adică nu poți să te prefaci la nesfârșit că nu vezi că există o agendă. Tăierea subvențiilor la alimente? Serios? În momentul în care tu deja ai un război la ușă. Și în război e prinsă o țară care exporta serios aliment. Ok. Așa sunt știrile. Apropo de Ciolacu, cel care a renunțat la certificat, s-a enervat domnul Ciolacu și și-a dat șeful corpului de control afară. Pur și simplu. Și l-a numit pe Silviu Barbu era. Și l-a numit acolo pe Adrian Nicușornica, care e manager în hidroelectrica și în care nu înțelege ce trebuia să ajungă la corpul de control. Știe, probabil că e om de încredere. Știe sau ce. El, nu știu. Știe? Poate că știe, cineva trebuie să știe. Da. O fi. Dar nu cred că l-a tras la sorți dintr-o pălărie. Da, așa mă gândesc și eu. Că ceva e undeva o agendă. Sfârșit. Mm-hmm. Oricum, domnul Barbu era acolo de pe vremea lui Florin Câțu, la corpul de control. Asta nu înseamnă mare lucru. Păi nu, înseamnă că nu-i pus de el. Și simți nevoia să-ți aduci omul tău că ești nemulțumit. Trebuia să-ți exprimi o nemulțumire, nu? Te întrebai, știi, guvernul Câțu, PNL, Zdravă, pe cine avea la presă? Păi tipe de la România TV. Toată lumea. What? România TV. What? De România TV s-au consultat cu România, de România TV au culesul la Adel. Au mâncat, da. Știi? Și atunci nu ne mirăm. Zici, mă, da, acum? Și o întrebam pe lumea, mă, da, cine are stat la presă? Și unul nu știe, fete de la România TV. Și păi. Politica asta e atât de interesantă, nu înțeleg nimic, trebuie să mai fac o facultate dacă, sau două. O altă știre ciudată, că mai avem 7 minute, zic, mă, plouă cu știri tâmpite. M-am uitat pe filmul de la din Miami, de la mall-ul din Miami, cu celebrele trei siluete de 10 picioare, asta însemna cam 3 metri și ceva, care se plimbau prin mall. Și am zis, mă, hai să văd și eu, care e treaba? Deci ai niște oameni de 10 picioare care se duc într-un mall. Și arată ca extraterestri, nu? Și se duc într-un mall. Ce caută mallul? Și cumpără tricouri? Adidas. Poșete vreau. Ce caută, mă? Ce ar fi, dacă ar fi extraterestri, ce ar face ei la mall? Și când mă uit pe filmările alea de la mall, în fața mallului, 50 de mașini de poliție, cel puțin, dacă nu 100. Era... Deci am văzut filmări de sus. Dar delegația aia de șirul ăla de mașini care se înghesuia să iasă din oraș, l-ai văzut? Cum să ai tu 100 de mașini de poliție la mall? Dacă n-ai o, nu știu, să bată aia sau ceva, au spart mall în bucăți și îl mănâncă. Păi nu, am invocat că se băteau copiii. Se băteau niște copii. Da, și pentru bătaia copiilor ar fi venit atâta poliție. Serios. Da. Și au băgat the blue beam, au băgat niște băieți înalți cu pălărie în negru. Dar trebuie să aibă și eu scuze. Bărbați în negru. Nu? Știi filmele. Nu, că sunt înalți, adică știi că... E francez, sunt toate regula. Știi de ce mi-am adus aminte? Mi-am adus aminte de oameni înalți și negri. Da, bărbații negri. Ai lui Norman Berggruen. Zice, vorbea de... A murit săracul, l-am mai amintit, da. Chiar merită amintit, că era un tip deosebit de curajos. Un bătrânel, a murit pe la 90 și... A lucrat la NASA, inginer mecanic, premiat. Deci nu era un afumat sau ceva, știi? Cu făină în nas. Nu, era foarte, cu papion, foarte bon om.
Și a scris cartea asta, Făuritorii de inele ale lui Saturn. Foarte interesantă cartea. O, foarte scumpă. Versiunea originală, ediția, prima ediție, ea, o găsești cu ceva sute sau mii de dolari pe net. L-au tot reeditat-o underground, așa cumva. Omul vorbea despre faptul că în pozele pe care le observase la NASA, cineva făura inelele lui Saturn. Le făcea. Păi știi că dispar din când în când. Saturn e mare. Da. Nu e cât, e mult mai mare decât Pământul. Da. Să te-a pus să faci inele... Nu e simplu. Și spune, erau poze, adică nu trebuia să fii foarte inteligent. Adică câte tehnologii trebuie pentru asta, da. Nu? E. Și povestea într-un interviu, nu știu, să fie 10 ani, interviu 12, cred că îl mai găsi pe YouTube. Povestea de niște oameni negri și înalți. Mhm. La asta m-am gândit, că am văzut, uite, pur și simplu zic, uite-mă că oamenii ăsta și moderatoarea îl întreabă, îi îmbrăcați negri? Și el zice, nu, negri, foarte interesant. Era frică omulețului. Am și o întrebare, totuși. Să zicem că au fost. Ce? Că acolo a fost ceva necurat, că nu vin cu 100 de... Nu, ce să fie negru? Nu vine nimeni. Ce să caute extraterestri în mall? Ce-a fost acolo? Vreau să-și ia poșete, ce să facă? Au văzut pe programul la telefon, vreau și ei poșete. Ce s-a întâmplat? S-au proiectat holograme sau ce-a fost? Mai contează? Că trebuia să vadă cineva să intre în panică. Când jumate din Miami se urcă la volan și pleacă unde vede cu ochii. Când sunt filme cu șiruri de mașini care se înghesuie să iasă din oraș. Ceva s-a întâmplat acolo? Dădeau buzna afară, s-au speriat. Da? De ce? Bă, nu știu. Se cheamă... psihoză în masă. Exact. Și cred că vom vedea multe lucruri de genul ăsta. Oricum, anul ăsta încă s-ar putea să fie liniștit că sunt alegeri și nu vrea nimeni chiar să scuture barca. Da, cred că din 2025 o punem de mămărică din ianuarie, cred că o luăm. Dar mai avem probabil încă un an. Nu știu. Se supără lumea. Zice că Xi Jinping să burzulește la Taiwan anul ăsta, pe fondul alegerilor, că n-are nimeni chef să înceapă războaie chiar cu un an înainte de alegeri. Bun, și când se bursulește că acum pe sâmbătă sunt alegeri în Taiwan, pe 14. 13, parcă, nu mai știu. Pe nu 14. 14, 13, ceva în genul ăsta, da. Se bursulește înaintea alegerilor de la ei, când se bursulește și Jinping la Taiwan? Anul ăsta, nu știu, cred că părea mea că aprilie. Ce-i cu balanele? Sau octombrie, ce-i cu balanele alea care tot patrulează prin Taiwan și de care se plânge Taiwan? Păi nu știu, doamne. Nu că i-ar fi teamă. Nu știu. Da. Ce-i cu ele? Baloane, de gen balanele meteorologice călătoare prin America. Ce putea să crezi că este? În orice caz, strâmtoarea Taiwanului se trece în aprilie și în octombrie, din câte știu eu. Da, și nu, se trece greu și așa. Nu știu, s-ar putea octombrie, că totuși dacă o împingi așa și o pocnești chiar înainte de alegerile americane, deși nu, poate și în aprilie, nu știu. Am zis că toată lumea mizează pe neatenție și petrecerea, știi cum e la american, că ai alegeri și durează până se instalează puterea 3 luni, până se predă ștafeta. Da, poate să fie și asta, nu știu cum. Că Bild a scris că și Rusia de gândat să, în intervalul ăsta de 3 luni între administrația Biden și cine o câștiga, Rusia are de gând să atace Europa, nespunând care, cine din Europa. Nu, pe noi nu ne atacă, că sunt deja aici. Păi da, normal, dacă atacă. Noi nu suntem bine. Transnistria. Adică în sensul că suntem bine, că suntem morți, adică nu... bine în sensul că... Deci Moldova sau o țară baltică, așa spun... Moldova atacă viermii, vrea până în Odessa. Nu vrea până în Odessa? Da, vrea inclusiv Odessa și a spus de două ori în discursul de anul nou Putin, da. Ceea ce nu face de obicei, că Odessa e oraș străvechi rusesc. Clar, bine, deci pentru practic ăștia. Cumva a targetat. Era un tâmpit din Donetsk sau din Luhansk, unul din ea patru guvernatori de regiuni ca ai vers pe pereți, da. Care ne cânta că din Africa până da, nu știu unde e Australia era da, și da, toate, peste tot era Rusia. Voastră, mă, totul e al vostru. Noi știm asta, am trăit asta. Adică venea și arestat și porcul din Cortesc. Era al lui. Ăsta e. Ce, dacă era al lui, era al lui. Scria pe el Rusia. Foarte interesantă știrea asta. A apărut așa, ca din sănici. Toată lumea se întreabă ce e mă cu asta. Care? În New York, e un oraș foarte aglomerat New York. Da. E atât de aglomerat încât parcările sunt cumva așa cu liftul. Îți pui mașinile unele peste altele și îți iau jumătate de oră să o dea jos, dacă ai ghinion. În tot orașul ăla, nebunia aia de oraș, niște evrei s-au gândit să sape
niște tuneluri sub o sinagogă. S-au fi inspirat dar din Gaza. Dar ce-au căutat acolo? S-au inspirat din Gaza, nu știu, ceva, nu știe nimeni. Știi cum ieșeau pe stradă? Ieșeau pe stradă printr-o... Acolo sunt cutii cu ziare, știi, bagi sfertul sau leu sau ceva da, și acolo și ții un ziar. E, una dintre... Cutiile sunt cât un ziar împăturit, cât laptopul ăsta de împăturit, deci nu sunt mult mai mari. Ieșeau printr-o... Dădeau la o parte o cutie și ieșeau pe acolo, ca viermi. Șori, nu? Ca, nu știu, ratoni, să zicem, nu vreau să... Știi? Habad Lubavitch, băieții de la Habad, au făcut ei treaba asta. Bine, i-au arestat, a fost circ. În New York e circ de 3-4 zile cu nebunia asta. Cred că vreo 3. Foarte interesant. Ce... Știi ce era Habad? Habar n-am. Generalul Trump era Habad. Moshe Cantor, cred că e Habad. Băieții nu care sunt înconjoară pe Putin sunt Habad. Păi Moshe Cantor e iubitorul Dragnea sau îl iubește pe Dragnea? Sunt prieteni. Prieteni, da. Dacă să nu se înțeleagă ceva greșit, că nu vrem să facem. Nu, vorbim de compasie Ierusalimului, de lucruri din astea masonice. Știi care e treaba? Dragostea la masonie altfel decât dragostea aia... Ăștia sunt foarte interesanți oamenii ăștia. Între oameni. E un cult evreiesc care zice că, de fapt, Mesia era un rabbi de-al lor. Menahem Mendel Scherson. Și că ăla ar fi fost Mesia, nu Iisus, și că a venit deja, spre deosebire de ceilalți evrei care spun că îl așteaptă. Na. Mă rog, mai sunt și evrei care îl așteaptă sau nu îl așteaptă, au pus-o de un stat. Și au zis, băi, știți ce? Hai să spunem că la ei... Venirea lui Mesia coincide cu crearea statului lor. Da. Că de la Moise încoace. Dacă mie îmi trebuie să ai un stat, au rămas, unde îl primești? Nu, ei au rămas cu ideea înfiptă, istoric vorbind, e absolut corectă, având în vedere că Moise le-a dat pământul. Da. Da, pentru ei, liderul spiritual dă și o casă. Au rămas fără casă din cauza că au fost răi, și nu s-au ținut de... Nu, se închinau la viței de aur și își ofereau copiii în dar lui Baal. Nu cred că e un citat din Biblie. Moise spunea că nu trebuie să vă mai dați copiii să-i sacrificați pe altarul nu știu cui, nu? Poate că n-am. Nu cred că am visat. Acum nu mai știu cum sacrifică, ce se întâmplă acolo, dar la ei a rămas ideea asta că Mesia le va aduce și pământ. Da. Vine că răspânare. Da? Deci sunt unii care îl așteaptă pe Mesia ăștia ortodoxi, că sunt prin New York și prin alte părți, și zic așa, domnule, noi, ei rejectează statul Israel pe acest motiv. Pentru că spun, domnule, când vine Mesia, atunci ne cheamă și pe noi acolo sau unde o fi și o să avem o țară din nou. Până atunci nu avem voie să avem țară. Ăștia sunt ortodoxi. Și mai există ăștia alții. Există, cum să le zici, sioniști? Poți să le zici, sioniști, nu? Da, care au zis, băi, Mesia, ne-Mesia, hai să facem țara aia, că vine el. Și cu cât o facem și o îndesăm mai tare, cu atât vine mai repede. Cu alte cuvinte, sunt niște oameni care cred că pot forța mâna lui Dumnezeu, unii dintre ei, nu toți, evident, că mai sunt și evrei atei, chiar nicio treabă. Foarte interesantă povestea asta. Da, mă, i-au prins făcând niște... Ce, nu e clar de ce au făcut. Nu înțelege nimeni de ce s-a întâmplat acolo. Să stai să sapi tunelul și să spargi ziduri în New York, s-a lăsat cu arestări, adică a ieșit urât. Acolo țara cuiva aici, ridici un bloc lângă o catedrală și fără autorizație și nu te întreabă nimeni nimic. Și ăla are nu știu câte etaje. Nu numai că nu te întreabă. Nici măcar nu poți să o dai jos. A, păi după aia să o dai jos e o problemă, dar... Nu că e o problemă. Nu poți! Gândește-te că a răsărit un bloc lângă Biserica Armenească și un bloc lângă Catedrala Romano-Catolică și ne chinuim de atunci să le dăm jos și nu se poate. Și ăla de lângă Armenească a luat și foc și tot nu se poate să-l dai jos. Eu mă întreb ce e și nu că am vreo problemă cu el. Sunt foarte mulți penticostali aici în București care ridică blocul. Nu știu că ai observat. Pe persoană fizică. Da, și foarte mulți care îndeamnă părinții să se tragă copiii de la școală și să-i învețe acasă singuri. Să devină investitori de ăștia, da. Să facă blocuri? Nu cred. Habar n-am. Dacă sunt așa de mulți, o să intre în competiție. Să nu, păi nu, dacă își retrag copiii de la școală și învață singuri, eu știu ce învață, eu fi învățând să-și construiască, tata mare știe. Habar n-am. Da. Oricum, miroase a crimă organizată. Categoric, arhitectura nu e așa la gura podului, pentru oricine. Mă gândesc, adică foarte mulți ăștia pe persoană fizică. Era tip, îl chema cumva, nu mai știu.
avea nu știu câte blocuri pe persoană fizică. Da, mulți au. Dar și domnul Negoiță are multe blocuri pe persoană fizică. Fratele lui... Nu, ăsta era un penticostal, era ceva acolo. Abar n-am. Era something. Maurer, de la Brașov? Nu, cred că în București era. Sunt o grămadă. Da, făceam, se ducea Loredan, îl pune cu Șordan pe acolo și erau grămezi. Da, i-au luat... Nu mai sunt, gata, s-a terminat. Pac, pac, l-au băgat pe ăsta, l-au închis în primăria acolo. Mâine, pe mine, mi-ți-l dau jos. Și s-a ales praful de tot, a rămas și fără ONG. Ce faci, eu ia de la capăt? Mă îndoiesc, plus că are și el o vârstă. Numai de când să zac eu pe aici și... 95 minute, da, deci restabilesc încrederea ăștia la Davos, dacă vă vine să credeți un tupeu. Bun, și ai noștri au tupeu, și ei au tupeu, până la urmă zici, mă... E de urmărit și trebuie discutat, probabil, la fine săptămânii viitoare, între... Da, se duce între, până în 15. 14, da, în 14, din cât până în cât, din 15 până în 18 sau cât e? Nu știu, până în 15 mi se pare că așa. E. O să vedem, ne uităm după materiale. Ne uităm și... după ei și vedem ce deja face acolo. Deja l-au luat pe Burla la întrebări, l-au prins pe acolo, la un marjă ceva. Burlă? Da. Burla. Burla, șeful de la Pfizer, CEO. Eu m-am gândit la Virgil Burla. Virgil Burla e bine, mersi, postează. E bine, mersi, postează, are postări cu... Postările lui. Ca de obicei, scrie bine despre justiție. Scrie foarte bine despre justiție. E bine, mersi, n-ai să caute la Davos. Cel puțin deocamdată, nu poți să știi cum se mai... Cum e lumea, dar nu să ajungă niciodată. E prea inimos pentru asta. Nu. Cam asta ar fi, trebuie să discutăm și o vorba ta, că am depășit prea mult termenul. Da, și ne jură și jos să vă spun cum mai nou marți. Se fac achiziții unice în România, adică... Marți. Da. Vă spunem seară bună. Și la ce preț se fac achizițiile unice? Păi dacă au dat liber la... M-au făcut Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, adică dacă avem nevoie de hârtie în toate instituțiile, nu cumpărăm toți hârtie, cumpărăm numai unii. O să vorbim. Îți dai seama ce șpăci. Îți dai seama ce acolo. Fai, nici nu vrei să știi. Păi nu vreau să știu, că de-aia nici nu mă... Seară bună, dragilor! Să ne vedem sănătoși, că de restul oricum nu putem controla mare lucru. Măcar să ne controlăm neuronii dintre urechi. Nu, dar trebuie să controlăm doar ce putem controla. Restul, ce nu putem controla, trebuie să lăsăm să curgă, pentru că oricum ne agităm degeaba. Aici, în România... Ca rugămintea de la Alcoolici Anonim, știi că e chestia asta. Dăm, Doamne, puterea să... Nu mă zbat pentru ce nu e sub controlul meu. Da, nu știu, eu văzusem niște anunțuri la cafea în sensul ăsta, dar cred că nu vorbim de același lucru. Seară bună tuturor, ne vedem marți la aceeași oră pe același canal. Cât mai există canalul.